Bună seara, bine ați venit și ați revenit pe canalul meu de YouTube, Resia Clar, viziune, citire pe foaie. În această seară am să vă fac o citire pe foaie generală, amestecată cu cărți, cum îmi place mie să dau. Însă nu înainte să vă mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru prezență. Rog în continuare să vă abonați la canalul meu de YouTube dacă vă place ceea ce fac, se apasă clopoțelul sau pe abonare pur și simplu, nu costă nimic, doar susținerea mea directă, ca să spun așa. Și sper că ați avut un weekend frumos, iar astăzi am simțit așa că pur și simplu sunteți un pic pierduți în spațiu, nu știu de ce, așa, parcă nu ați simt așa, că nu ați știu de la care cap să le luați pe toate, ca să zic. Bun, să începem citirea. Haideți să vedem ce vă mai pot spune și pentru următoarea perioadă, câteva zile sau chiar mai mult. Am o inițială de B care s-a blocat într-o situație aici și tot blocați o să rămâneți. Pe data de 6 o să aveți mulți o realizare dintre dumneavoastră, deci e o etalare generală, nu se poate potrivi la toți, încerc să cuprind cât mai multă lume, da? Inițiala de ce aveți grijă la stomac, la burtă, vedeți ce faceți. Inițiala de F îmi cade aici, care sunteți un pic, nu știu dacă sunteți stresați sau sunteți supărați pe cineva, așa că sunteți cam... Nu știu, sunteți, nu aveți chef de nimic, sunteți nervoși, sunteți agitați, da? Litera L va lua bănuți. Aveți grijă acasă să nu cadă ceva peste voi sau să... Să, nu știu, să aveți un mic accident. Îl văd în casă, da? Predispuși sunteți cei cu litera inițiala de A, în nume sau prenume, da? La incidente, accidente în casă, da? Nu știu, cei care au acte de făcut aici o să fie o încurcătură, vă uitați, vă pierdeți acte sau le încurcați, da? Sau trimiteți acte undeva și nu ajung, deci aveți grijă cu actele, cu ce trebuie să mai mult să trimiteți sau sau ați pierdut ceva și nu găsiți, dar văd că se trimit acte undeva, aveți grijă, da? Să și ajungă. Cei care au examen de dat la matematică nu vor lua. Văd aici... Nu știu, cred că cineva se pregătește pentru un examen universitar sau ceva mai înalt. Sau vor fi niște alegeri, nu știu dacă sunt, că văd că cineva ajunge într-o comisie de, nu știu, decan, ceva, îmi ies niște oameni înalți, nu știu, ori veți fi pur și simplu chemați în fața unei adunări
de profesori înalți, cu studii înalte. Da, sau pur și simplu dați examen. Cred că mai repede așa veți da examen cu niște oameni foarte mari. Sau puternici, în fine, nu știu. Cine lucrează în restaurante, să știți că la mulți dintre dumneavoastră se vor lua niște, se vor face niște schimbări. Da, dar nu știu, poate și de personal, unii o să-și închideți. Care aveți afaceri, cineva din voi închide. Închide. Poate să fie dintr-un oraș cu litera M sau restaurant cu litera M sau ceva. Sau dacă sunteți cu litera M, închideți ceva. Dar văd că nu rămâneți pe loc, totuși va fi o reorganizare, de aceea spun că... Da, văd pe cineva aici care are nevoie de bani, aveți grijă ce acțiuni dați în firmă sau pe ce puneți ipotecă, că veți pierde casa. Casa sau terenul, da, casă văd. Mare grijă, da? Litera D, M. S, V, T. Vă împăcați cu cineva, vă țineți de mână, cu o literă de R, cu o literă de C, cu o literă de T, cu o literă de L. Da. Văd că vă împăcați în următoarele zile, vorbiți. Unii chiar trageți linie, sunteți supărați, nu mai vreți nimic. Asta e pe dragoste un pic, că văd că multe uniuni aici în următoarea perioadă. Cine aveți lucrători în curte și vă puneți pietre sau ceva, să știți că nu o să vi le pună bine sau nu o să facă corect, da? Văd că sunt, o să aveți niște probleme cu curtea. Cu sănătatea în următoarea perioadă văd că e un pic de liniște. Un pic de liniște, dar mă rog, la mulți dintre voi și asta este bine. Cei care sunteți în țară sau oraș cu litera M, veți avea realizări, veți lua bani, veți cunoaște niște oameni cu bani de la care luați bani, indiferent că sunteți domn sau doamne. Nu știu, luați niște bani. Litera R. Cineva dintre doamne rămâne gravidă. Și aici, într-o zi de 7 sau în 7 puncte, 7 săptămâni, 7 luni, 7 săptămâni, vreau să văd aici. Pentru că nu-mi place, o să îngropați pe cineva, aveți un deces. Aici am, vreau să văd. Da, cineva, o femeie care a fost elegantă, pedantă la viața ei, o să aflați noutăți despre ea sau vă va lua prin surprindere acest deces. E un securist sau un SRI, se uită acum la mine? Ia uite. Vor fi și schimbări la voi. Se vor face schimbări, dacă asta aștept să spun, da, se vor face niște schimbări. Cine locuiește în orașe cu litera A sau țări, nu contează, aproape toți, o să vă meargă în următoarea perioadă foarte bine, veți avea înălțări. Deci țări cu litera A sau orașe cu litera A.
văd trei căsătorii aici, una după alta. Probabil că cineva din familiile voastre vă căsătoriți unii după alții sau în fiecare an încă cineva. Și trei ani la rând văd căsătorii, da? Cineva merge să-și facă niște filme, nu niște filme, niște radiografii. Niște radiografii veți face aici. Ia să vedem pe sănătate. Văd că vă faceți radiografii. Ia să vedem ce o să iasă sau ce o să fie. Da, am aici un bărbat cu brunet cu ochii negri care își face 100%. Bărbații au tendința să iasă sănătoși sau nu, să nu fie atât de grav, indiferent ce radiografii faceți. Și doamnele cu ochii verzi sau albaștri, da, veți fi ceva cu sănătatea, da, veți fi spre bine. Am aici foarte multe de date, da. Cineva care are doi copii divorțează, veți rămâne singure sau dacă bărbatul este plecat și tindeți să se întoarcă sau dacă aveți un copil sau maxim doi, nu se va mai întoarce. E ca și cum plecați la luptă cu el sau spre el sau... Nu... Vedeți, nici voi nu știți aici cum să vă mai purtați cu el, doar că vă întoarce spatele, asta spun clar, și va pleca în jurul datei de pe la jumatea lunii, luna asta sau luna viitoare, la drum cu o femeie, va trece o apă. Cineva din vărsători este în trio relațional, deci indiferent că sunteți doamne sau domni, să știți că... sunteți pasibil de triora relațional, să fiți cu ochii pe ei. Cine are vârstă cu 60, să știți că vă faceți niște acte, dar nu sunt acte de pensie, sunt alte acte. Litera M în nume sau prenume. O să aveți probleme cu sânii, stomacul, deci de la sâni, vedeți, acum nu pot să văd prea bine că ori e stomacul și e oricum între sâni, ori sunt sânii. Da, aveți grijă? O mamă pe care o aveți bolnavă, bolnavă, adică clinic, e mai sănătoasă, mai mult nu poate să meargă decât... Elena, mi-a ieșit o Elena aici, care ai cu litera G, un bărbat, să știi că te ții de mână cu el. Eu când spun că te ții de mână cu cineva sau vă țineți de mână cu cineva, înseamnă că lucrurile în următoarea perioadă merg bine, ok? Oraș cu litera M, aveți grijă, care vă știți cu inundații că... sau cu ape lângă voi sau cu râuri, nu știu, aveți un pic grijă. Cineva care merge la o ambasadă să-și ia o viză sau să-și regleze niște probleme, să știți că veți lua acele acte sau vize din ambasadă. În patru puncte vă veți certa cu cineva cu litera D în nume sau prenume, aveți grijă, da? Patru puncte pot fi patru zile sau patru săptămâni, deci poate să ducă până la... Dar aveți grijă că aici aveți interese, deci e treaba voastră ce faceți și cum vă purtați. Fiți un pic mai mieroși. Apropo de mieroși, mai dați-vă și voi cu un pic de miere pe umeri. Da? Și spuneți cum e mierea de dulce, un pic de miere și de scorțișoare, că știți și voi, da? Cum e mierea de dulce, așa să fie X și Y cu mine, mai ales când aveți lucruri de rezolvat. Și văd trei semnături aici, deci aici cineva vinde, cumpără și vinde și cumpără, nu știu, faceți tranzacții imobiliare care faceți.
și o să vă îmbogățiți, alții v-ați achitat niște datorii, încă mai aveți, dar totuși vedeți că acolo unde trebuie să dați, nu ați dat sau ați fost zgârciți, da? Mari realizări de dar în următoarele 14 zile. Foarte mulți dintre voi vă veți realiza pe bani. Au căzut și bani și dragoste sau în urma unei relații de dragoste care aveți partaj, să știți că veți rămâne cu ceva, indiferent că sunteți bărbați sau femei. Nu știu, am încercat să vă dau cât mai uite petreceri în următoarele 4 zile, iar pe 10 septembrie iarăși o împăcare, familia se strânge, se strânge familia care ați fost supărați și v-ați certat și v-a căzut diavolul la unii dintre voi pe familie, dar se reunește familia, iar pe 9 veți avea, 9 și 10 octombrie, din nou mi-au căzut 9 și 10 octombrie și luna octombrie, septembrie, octombrie, eu cred foarte mult în ce spun, de 3 luni de zile îmi cad aceste realizări. Începând cu 11, 10, 11 septembrie până pe 10 octombrie, puneți osul la treabă, cum s-ar spune, luați taurul de coarne și dați cu tupeu înainte. Eu am o vorbă, știți, când mă întreabă lumea ce faci, cum ești, bine, o dau cu tupeu înainte, știi? Deci aveți niște energii și cred că toți avem extraordinar de bune să începeți lucruri la care n-ați visat sau care ați visat și n-ați avut curaj să faceți acte, să vindeți, să cumpărați, să vă rezolvați probleme care de mult stați cu ele, așa se vor descurca. Cineva cu litera C, nume sau prenume, pleacă la drum cu mare realizare, merge să cucerească lumea. Că plecați în străinătate și veți avea mari realizări, dar nu puteți să schimbați și țara, nu, eu zic străinătate că așa, mă rog, din obișnuință că sunt în România, dar puteți fi și în altă țară sau oraș și puteți fi și cu inițiala de ce, bineînțeles, nume sau prenume și cumva de acum încolo drumul vieții voastre, cei care sunteți cu litera C, se schimbă total în bine. Este, chiar dacă nu plecați sau nu veniți sau nu schimbați țara, este drumul vieții care pur și simplu se schimbă lucrurile la voi, dar trebuie să aveți grijă cu banii, cui dați sau cu nu-i dați. Unii dintre voi, să știți, nu mai am trecut de litera C ca să înțelegeți, unii dintre voi aveți niște datorii la persoane fizice, ca să spun așa, și vreau să spun că veți avea probleme dacă, și certuri dacă nu vă veți plăti datoriile sau dacă ați, mai ales dacă ați promis că plătiți și n-ați plătit, da? Bun, mai vreau să trag și două cărți sau măcar să-mi sară sfaturi de la îngeri vis-a-vis de ceea ce v-am spus, să vedem ce... ce cade, dar nu vrea să cadă. Hai, încă una. Încă una, vreau eu două de data asta. Ah. Bun, perfect, pentru că nu... Vedeți, sunteți stresați. Deci prima a căzut mistic și spune, fii gata oricând de acțiune și nu lua pe nu drept răspuns. Așteaptă-te să apară soluții miraculoase, exact cum vă spuneam. Luați taurul de coarne și la drum cu voi. Credeți-mă, până pe 10 vă veți rezolva problema, 10 octombrie. Pe urmă, nu știu, simt așa că vin niște denivelări, nu știu, denivelări în toate sensurile. De aceea spun, puneți mâna și rezolvați-vă problemele. Deci, celeste, da? Urmează o mutare fericită într-o casă nouă sau la un loc nou de muncă. Această mutare va aduce o nouă energie pozitivă, exact ce vă spuneam pe hârtie. Și nu le-am tras, ca să nu spuneți că, nu știu, că fac ceva necuvenit, da? Nu, le-am lăsat să cadă.
Și exact ce vă spuneam, cei care sunteți cu casele, cu vânzări, cu cumpărări, cu imobiliare, pentru că sunt multe vânzări, n-am văzut numai una. Probabil că mulți vă mutați, cumpărați, investiți. Eu cred că acum este momentul să vă mutați și cu casa și îngerii și celeste spune același lucru. Deci să faceți aceste mutări cu casa și cu locul de muncă. E adevărat că de muncă nu prea am dat. La cerere mi s-a spus să fac, pardon, mă scuzați, două filmulețe, unul de job și unul de bani, da? Nu unul, a zis unul singur, de job și de bani, da? Asta voiam să zic, nu pot să fac. Trebuie să-l arunc pe ăsta că mă enervează, că îmi blochează energiile. Nu pot să fac și job și bani, voi face în curând unul doar de job, așa repede, de 10-15 minute, cât să nu vă plictisiți, și unul am să fac pe bani. Da, voi face două filmulețe. Asta a fost la cerere. Bun, aceasta a fost etalarea din această seară. Urmează padul, bineînțeles, și vă iubesc, să fiți fericiți și sănătoși. La revedere!